Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 20 septembrie, ești sincer îngrijorată de bunăstarea celorlalți, iar înțelegerea naturii te face să ai grijă, să fii atentă la nevoile altor oameni și să fii mereu gata de a veni în ajutor. Când empatia și înțelegerea te îndeamnă să răspunzi la un apel de ajutor, poți împărtăși cu ușurință tot ce ai, inclusiv bani. Un bun organizator și manager, faci foarte multe pentru a te asigura că toate proiectele și problemele în care ești implicată înaintează fără probleme. Tu ești convinsă de capacitatea ta de a face față oricărei situații, ești serios îngrijorată de interesele grupului tău și vei face tot posibilul pentru a asigura implementarea armonioasă a proiectelor în care ești implicată. Aceste lucru poate însemna o imersiune completă în lumea valorilor familiei și a locuinței, sau muncă activă în cercurile publice sau de afaceri. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, responsabilitate, educație, greșeală, ajutor, muncă grea, îngrijirea sănătății, curățenie. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțime în orice afacere, trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec, îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur, acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru respingerea abstractizării, precum și pentru lipsa de imaginație. Tu ai o personalitate particulară, compasiunea te distinge de ceilalți reprezentanți ai zodinei, crescutărie că nu există obstacole insurmontabile. Aceste lucruri te împiedică adesea să ocolești peretele, încurajându-te să te cațări, irăsindu-ți energia, ești caracterizată nu numai de compasiune și răbdare, dar și de intenție și ambiție. O trăsătură puternică a personalității este capacitatea ta de a te concentra pe ceva, conștientă de faptul că acuratețea financiară poate garanta multe avantaje, te străduiești nu numai să câștigi bani, ci și să faci achiziții bune ori de câte ori este posibil, mai ales când vine vorba de amenajarea spațiului personal, pe care îl pui mai presus de toate. Când ceva nu este în regulă, nu te îndoiești de capacitatea ta de a corecta și vindeca. Vindecarea poate însemna orice pentru tine, de la soluționarea certurilor la ajutor concret pentru orice persoană care se află într-o situație dificilă, folosind o varietate de metode de la rugăciune până la masaj, pot face cu adevărat o minune. Ținând cont de acest aspect, ar trebui să fii atentă la îngrijirea excesivă. Dacă începi să crezi că puterea ta este mai mare decât în realitate, poate avea consecințe periculoase nu numai pentru tine. Tu demonstrezi de regulă o judecată rezonabilă, dar uneori îți supraestimezi clar capacitatea de a recunoaște adevărul. Punctul cheie aici este disponibilitatea ta sau, din potrivă, dorința ta de a admite că ai greșit și de a-ți adapta cursul în consecință. Dacă ai învățat lecții utile din propriile greșeli, adesea grave, obții un succes semnificativ. În caz contrar, ești sortită să faci față unor dificultăți repetate, majoritatea fiind create de la zero. Este necesar doar să te oprești la timp și să te asiguri că judecățile tale sunt solide, chiar dacă până la urmă... Poți fi nevoită să admiți că ai trăit o viață falsă, o iluzie, îți pierzi adesea controlul asupra emoțiilor, în special în problemele iubirii, îmbrățișând pasiunea, poți elimina prudența, în consecință îi poți întrista pe cei apropiați, dacă totuși, ești capabilă să demonstrezi răbdare și stăpânire de sine, este mult mai probabil să obții un rezultat pozitiv cel mai bun soț pentru tine va fi cel care are aceleași interese și poate chiar cel ale cărui aspirații sunt orientate în aceeași direcție. Te caracterizezi printr-o dorință de a fi partener în muncă pentru soțul tău și de a obține succesul cu el în întreprinderi de afaceri, cercetare sau creativitate. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești grijulie, capabilă, organizată. Te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indusă în eroare. Cum afectează data de 20 septembrie soartata? Toată viața ta ești chinuită de faptul că dorințele tale nu coincid cu posibilitățile. Există ambiții mari, dar nu suficientă încredere în sine. Îți este greu să vezi propriile slăbiciuni și puncte slabe. La tine se potrivește perfect proverbul acela că vezi paiul din ochiul altuia, dar nu vezi bârna din ochiul tău. Prin urmare, calea către fericire este de două ori mai lungă și mai spinoasă. În niciun caz nu trebuie să permiți să se îngroașe partea întunecată a sufletului, tu trebuie să te angajezi în tine însăți, să te perfecționezi. Mai mult, tu ești plină de optimism și credință că orice, chiar și cea mai groaznică problemă poate fi rezolvată. Prin urmare, tu nu renunți niciodată și încet, dar cu siguranță mergi la obiectivele tale. Cu toate acestea, nu ești atât de interesată de succesul personal cât de succesul general al echipei. Pentru a atinge astfel de obiective, vei acționa neobosit. O importanță deosebită în viața ta are bunăstarea financiară. Mai mult, nu ești deloc ghidată de obiective egoiste. Ai nevoie de sentimentul de libertate pe care îl oferă banii, nici de cum de puterea pe care o posedă. În relațiile de familie, respecti părerile tradiționale și știe exact ce ar trebui să facă un bărbat și ce ar trebui să facă o femeie. Deci, tu crezi că o femeie este în primul rând mamă și păstrătoarea vetrei de familie. Un bărbat trebuie să-și asigure familia. În același timp, legăturile conjugale sunt foarte importante pentru tine. Construiește relații pe baza parteneriatului și a încrederii, considerându-le criteriile principale pentru succesul personal ești capabilă să privești lucrurile în mod obiectiv și greșești mai rar, aceste lucru poate duce la o stimă de sine extrem de rezonabilă. Nu trebuie doar să-ți recunoști propriile greșeli, ci, cel mai important, să înveți din ele. Numai astfel vei putea să recorectezi la timp și să eviți consecințele neplăcute. Emoționalitatea excesivă și incapacitatea de a rezista ispitelor îți pot aduce multe griji. În plus, îți pierzi foarte des controlul asupra ta, mai ales dacă te îndrăgostești, apoi absorbită de pasiune și sentimente, poți uita de prudență. Trebuie să înveți rezistența și răbdarea, să încerci să-ți ții gura închisă în căldura certurilor și să nu comiți acte impulsive. Atunci poți realiza armonie și te poți face fericită pe tine însăți și pe cei dragi. Ar fi minunat să întâlnești o persoană cu minte apropiată pe calea vieții tale persoană care te va trage până la cer, atât în sfera personală, cât și în cea profesională, dragoste și compatibilitate. Nu îți este ușor să te relaxezi și să-ți exprimi adevăratele sentimente, dar parteneriatul are o prioritate foarte mare pentru tine. Poate dura multă timp până când vei intra într-o relație de familie, dar dacă se întâmplă acest lucru, ești gata să trăiești cu acea persoană toată viața cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor Scorpionului sau Leului, ai perspective destul de bune în viața de familie. În acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta. În același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu ți inteligența, organizarea și consecvența. Cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec, pești, la fel ca și tine nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Poți fi un model de altruism, ai grijă de cei dragi, îi ajuți pe cei care au nevoie. Îți poți găsi chemarea la vârful serviciilor sociale, poți deveni persoană publică, voluntar, înțelegerea, simpatizarea, nu te vor lăsa să treci de nenorocirea altcuiva, chiar dacă nu o faci întru totul gratuit, bogăția materială este pe locul 2 pentru tine. Principalul lucru este recunoștința, recunoașterea, statutul, nu-ți lipsește capacitatea antreprenorială în afaceri. Tu depui multe eforturi și cheltuiești bani serioși pentru a te asigura că toate proiectele și întreprinderile sunt puse în aplicare cu cel mai bun rezultat. A câștiga bani nu este un scop în sine pentru tine, dar nu încerci să lucrezi gratuit. Voluntariatul poate fi o activitate suplimentară. La locul de muncă, ești responsabilă, pedantă, ești atentă la lucrurile mărunte. Aceste lucruri reduce la minimum riscul de posibile erori. În rolul unui subordonată te poți simți la fel de confortabil ca și în rolul unui lider, dar dorința de recunoaștere, obținerea statutului te face să ai cu asalt scara carierei. Ambițioasă și profesionistă, îți depășești cu ușurință concurenții, sănătate și boli. De obicei, nu știi doar despre starea fizică a corpului tău, dar și despre frumusețea sa incontestabilă. Tu știi să-ți amintești de importanța exercițiilor fizice și a dietei pentru menținerea sănătății și aspectului bun. Cu toate acestea, ar trebui să fii atentă la concentrarea excesivă pe îmbunătățirea nesfârșită a propriei imagini. Uneori, îți poți pune chiar în pericol sănătatea prin exagerarea dietelor fanteziste și a formelor exagerate de exerciții fizice. Ar trebui să fii atentă la orice tulburări emoționale, în special cele care cauzează dezechilibru hormonal. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură nesigură de tine însăți și de puterea ta, dar ești ambițioasă. Vibrațiile din această zi sunt astfel încât să consolideze trăsăturile negative ale caracterului. Nu vei putea reuși în viață doar prin smerenie și iertare. Dacă tu, mergând prin viață, Radiezi energia bucuriei și a iubirii, vei putea să creezi condiții normale pentru sine. Dar dacă vei arăta proprietățile mincinoase ale sufletului uman, cum ar fi invidia, intriga, bârfele, semănatul dezbinării și provocarea oamenilor pentru durere și mizerie, atunci viața ta va fi fără bucurie. Sfaturi pentru tine. Altruismul tău poate aduce discordie familiei tale îți sta mai confortabil în cercul celor care au nevoie de ajutorul tău decât acasă. Acorde mai multă atenție celor dragi, aceste lucru te va ajuta să eviți certurile și conflictele grave. Învață din propriile greșeli, studiază rezultatele și uită-te atent la metodele tale, funcționează sau nu. Dacă este necesar, nu ezita să schimbi cursul acordă puțin mai multă atenție pentru a-ți controla emoțiile și a înțelege valoarea răbdării. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei. Poate că tu însă -ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite: un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.